Salutare prieteni, astăzi vom discuta din nou o temă economică. Este vorba de modul în care se dezvoltă anumite business-uri din economia clujeană. Știm cu toții, Clujul este unul dintre polii economice ai României. Dinamica economică este destul de bună, mai bună decât în alte părți. Iar unul dintre oamenii de afaceri care cunoaște în profunzime modul în care merg lucrurile este Vasile Vita, fondatorul Vitacom. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Practic, vorbim de un context economic în plină schimbare. Cred că deja s-a schimbat ceva în economia mondială de când am început emisiunea. Cât de greu este să vă adaptați la acest ritm foarte rapid, dumneavoastră, businessurile mari și serioase din Cluj? Da, Într-adevăr, lucrurile se schimbă foarte rapid în domeniul businessului și nu numai. Și noi întâmpinăm greutăți pentru că facem parte din. Această sferă economică, și uh, e foarte greu să ținem pasul cu deciziile corecte, pentru că luăm o decizie, și s-ar putea ca a doua zi să constatăm că mai trebuie să luăm alte decizii sau să schimbăm, tocmai pentru că se schimbă uh, problemele din jurul nostru. În acest moment vorbim de un business pe care îl conduceți, Vitacom, pe care l-ați înființat, pe care l-ați crescut și care a ajuns într-un moment în care se prefigurează noi dezvoltări. Ce înseamnă în momentul de față Vitacom? Care este cifra de afaceri și cam la câți angajați ați ajuns? Deci, anul acesta estimăm să închidem cu peste 12 milioane de euro Cifra de afaceri, uh, salariați uh, suntem în jur de 100, plus minus, pentru că este o viteză de rotație, dacă pot să spun așa, destul de mare, și în rândul uh, salariaților este o fluctuație pentru anumite posturi relativ uh, mare, dar cam asta este situația. Echipa de bază rămasă echipa de bază a rămas, dar sunt anumite categorii care se, se, mișcă foarte rapid în piață și își caută alte oportunități. Dar cine se mișcă de la noi se, mai, se mișcă și din altă parte, deci nu este ceva că... E fluxul normal de pe, de pe piața da. Clujiană. La 12 milioane de euro cifre de afaceri pentru 100 de angajați stați foarte bine în comparație cu, cu alții. Nu știu dacă stăm uh, foarte bine. Problema este că am avea nevoie de mai mulți angajați și am putea realiza și cifre mai, mai frumoase. În schimb, uh, trebuie să ne limităm la această cifră, pentru că uh, piața forței de muncă nu ne oferă foarte multe. O să revenim la această temă, la criza forței de muncă. Până atunci, însă aș vrea să vă întreb care sunt direcțiile în care vă veți dezvolta dumneavoastră compania Vitacom. Deci, în primul rând, trebuie să vă spun că de 16 ani suntem în cartierul Ziua, care, într-un fel sau altul, pot să spun că l-am și fondat pentru că noi <laughs> am fost primii acolo. Uh, trebuie să ne mutăm de acolo. Unde anume? Uh, vom pleca într-o zonă unde au plecat multe firme, nu numai din Cluj, sau chiar poate că acolo s-au stabilit de la început. Vom pleca în Apahida. Este o zonă mai, mai uh, bună din perspectiva afacerilor pentru că. Uh, Aici unde suntem, s-a transformat toată zona într-un cartier rezidențial, și nu este nici logic, nici din punct de vedere al business-ului, nici din punct de vedere economic, să continuăm cu o dezvoltare. Traficul aici. este destul de greu pe bună ziua. Am fost la un moment dat în apropierea stadiului dumneavoastră și am făcut un experiment. Am spus să merg pe jos să văd dacă mă deplasez mai repede decât mașinile și da pe anumite sectoare din bună ziua am ales că acum sunt și lucrări am mers mult mai repede și mult mai confortabil decât uh, uh, mașinile aflate în trafic. Deci uh, iată încă un argument pentru relocarea Vitacom. Da, uh, prin modernizarea drumului ceva se va schimba totuși. Până când mai apar încă 10 blocuri și lucrurile revin la Stadiul actual. Ce înseamnă această relocare? Un sediu mai mare, depozite mai mari? În primul rând, o să fie un depozit mai mare de clasa A, și care ne va permite să lucrăm mult mai eficient. Și pe lângă asta și clădirea actuală o vom reloca tot acolo, pentru că este structură metalică, va trebui să demontăm și să remontăm în noua locație. Ce investiție presupune această extindere? Ca și bani? Da. Cu toată tehnologia, undeva în jur de 5 milioane jumate de euro. Și ce nu mai veți face cu Uh, actualul amplasament pe care îl dețineți, în bună ziua, îl introduceți în circuitul imobiliar, îl păstrați? Deci va trebui să-l introduc în circuitul imobiliar. Mi-aș fi dorit să pot să fac acest lucru acum 2 ani, când am început acest demers, și atunci, astăzi, probabil că aveam mai puține tureri de cap și legat <laughs> de finanțarea uh, noi investiții în businessul meu, și probabil și din alte puncte de vedere. Aș vrea să vă întreb dacă Vitacom va continua pe linia deja clasică, cea a diverselor piese, componente, aparate pentru domeniul electronic, sau intenționați să realizați, poate în altă parte, produse sub brand propriu care să consolideze anumite nișe de piață? De pe piața de componente și piese, pot să spun că am ieșit de, de aproximativ 10 ani, uh, când a fost uh, criza financiară și au fost uh, oprite multe uh, linii de producție în domeniul electronicii. Atunci am luat o decizie ca pentru piața producătorilor de echipamente electronice să nu mai continuăm să fim furnizori, riscurile erau enorme pentru că erau componente specializate care nu puteam să vând numai la un anumit proiect și dacă un proiect se oprește, este o problemă. Stoc, da. da. O să continuăm uh, cu accesorii și cu consuma, consumabile, gadgeturi mici pentru electronice, pentru IT, NC, și domenii conexe, pentru că aceste domenii se dezvoltă foarte rapid. Acum, cam totul începe să fie smart, se transformă și uh, viața noastră prin aceste gadget și echipamente noi. Conectivitatea este cuvântul cheie. Da, conectivitate este un cuvânt foarte, foarte important. Acum nu mai este cum a fost sloganul în telefonie mobilă, ce este un pic mai, mai vast, pentru că acum conectăm și echipamente și foarte ușor și foarte, foarte bine. Aș vrea să vă întreb, revenind la criza forței de muncă, pentru că am promis că vom discuta și acest subiect, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme? Deci eu aici văd uh, mai multe aspecte în primul rând aș începe că după părerea mea în sectorul public sunt mai mult mai mulți uh, salariați decât ar fi nevoie și cred că statul și guvernul ar trebui să investească în uh, modernizarea infrastructurii uh, instituțiilor lor. Digitalizarea mai digital, ales. Da? în așa fel încât să poată să crească eficiența acestor lucrători și care să pot să revină în, pe piața competitivă a muncii. În mediul privat. mediul privat. Deci asta ar fi un aspect, sigur s-au început și am cunoștințe care au adus uh, lucrători, forțe de muncă din străinătate. care Vietnam, nu este sunt de, foarte mulți. Uh, nu este de neglijat, dar după părerea mea, pentru că trăim în, într-o era modernă, cred că automatizarea, robotizarea, digitalizarea, asta este viitorul. De exemplu, pe, în business-ul dumneavoastră, cum ar putea să fie Implicat acest proces de automatizare și robotizare, gestiunea depozitelor sau ce anume? Noi avem în vedere în investiția care va urma să, să o realizăm în Apahida să folosim niște tehnologii noi care se înscriu în Revoluția Industrială 4.0, care ne va ajuta să ridicăm standardele companiei la un nivel foarte înalt. Să crească viteza de procesare a comenziilor, precizia și asta este o nevoie foarte mare pentru că se dezvoltă foarte mult piața online și pretențiile cresc, adică tot lumea și-ar dori să primească tot ceea ce comandă foarte, foarte rapid. Da, categorie. și cât mai ieftin cu putință, pentru că scăzând, să spunem așa, costurile salariale, există și perspectiva ca prețul final plătit de cumpărător să fie mai mic. Până acum, la urmă. Uh, costurile salariale, eu consider că o să, o să mai crească în continuare. Este normal. Oferta. Pe piața forței de muncă scade. Per muncitor, dar per total, da. dacă robotizați, ajungeți să manipulați mai multă marfă per, cu mai puțini oameni. Per total, da, și cu mai mare precizie. Da, categoric că asta este mare avantaj care i-a da. dus de robotizare. În plus de asta, roboții nu prea intră în grevă. Nu intră în grevă, nu. nu la întârzie, dumneavoastră nu ce angajații n -au, n au zile bune, zile proaste, nu au nevoie de concediu. Bine, la dumneavoastră nu n au întârziat, dar uh, sunt alte domenii care. Uh, s-au confruntat cu probleme legate de personal în grevă sau care și-a dat demisia de pe o zi pe alta. Știm că turismul este un domeniu care se confruntă cu astfel de fenomene. Uh, la finalul emisiunii aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră uh, perspectivele economiei clujene pentru 2020. Sunteți optimist, moderat, pesimist? Eu cred că se vorbește despre criză, dar uh, criza în primul rând este în mintea noastră și trebuie să avem grijă în ce locații ce ținem această criză. Dacă noi suntem pregătiți pentru orice eventualitate și Clujul cred că în general este pregătit pentru că industriile care funcționează în Cluj sunt industrii de de high-tech. Majoritatea, și asta înseamnă că sunt și oameni foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere tehnic și economic. Și atunci acest lucru uh, cred că o să ajute Clujul să se mențină sau să crească în continuare. E posibil să nu creștem cum am crescut în ultimii ani, pentru că întotdeauna vine o corecție în piață, dar această corecție. Oricum, apare și nu consider că merită mai multă atenție decât atenție care o acordăm în fiecare zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns și pentru toate răspunsurile din emisiune. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.